Merge pe o motocicletă preparată de Honda HRC, e catalan, la 17 ani debuta în campionatul mondial și de atunci încoace a câștigat peste 100 de etape de campionat mondial. Ba chiar l-a depășit ca număr de titluri pe un anume Giacomo Agostini, acest Matusalem italian al piloților de Grand Prix. Este. Ați ghicit? Ba, n-ați ghicit. Nu e Marc Marquez. Îl cheamă Tony Bu, are 33 de ani pe care împlinește luna aceasta și chiar dacă nu știe să meargă pe apă ca Isus, o face pe tot soiul de bolovani, containere și alte trăznăi. Ceea ce face băiatul acesta se numește trial moto. Dar ca să ajungi la 26 de titluri mondiale, jumătate în aer liber, jumătate în sală, pentru că sunt două campionate mondiale separate, trebuie să o iei de jos. Bună oară cu bicicletele alea bizare, fără șa, cu care se dădeau puștii la eroilor înainte să se desfințeze parcul acela ca să înceapă, acum vreo 10 ani, lucrările la metro. Fete și băieți care fac trial pe biciclete în București există, dar parcă mai mulți în Ardeal. Băieții aceștia, de exemplu, sunt în Cluj. Dar sigur, mai interesant decât niște half-pipe-uri în parcuri, pentru doamnele primărițe și domnii primari, sunt voucherele de vacanță pentru pensionari, sau omlete și cârnași gigantici, sau concerte moca, sau show-uri de lumini la care se uită niște gură cască. Băiatul acesta, Tony Bu, nu a fost niciodată la zilele comunei sale, pe nume Piera. În schimb, la 8 ani s-a apucat de trial pe bicicletă, pentru că a avut unde. La 12 ani a trecut la moto, iar în ultimii 13 ani nu a ratat vreun titlu mondial. Aceasta nu e o minune, ci o legendă, i-au scris fanii pe un banner. Și pe bună dreptate, ei, catalanii, rămân cu legenda, iar noi tot așteptăm minunea.